dacă sunt fapte penale, din decembrie 2014, o să vadă domnul Băsescu cum e cu justiția independentă. Sper să nu plângă pe undeva, pe la, să nu fugă domnul Tapalagă, să fugă la ambasadă, că e persecutat politic de justiție Băsescu. N-ar fi rău. Se va întâmpla probabil și lucrul ăsta.